Instituția prefectului se ocupă în continuare de pregătirea alegerilor locale din cele două comune sucevene. În această perioadă se tipăresc buletinele de vot. La nivelul județului Suceava, pentru cele două unități administrativ-teritoriale unde vor fi organizate în data de 11 iunie alegeri locale parțiale, suntem în calendarul acțiunilor care țin de competența prefecturii, în sensul în care urmarea comenzii, astăzi se tipăresc buletinele de vot, cele 4700 de buletine de vot pentru ambele localități. Ele vor fi preluate sub escorta jandarmeriei de către prefectură, vor fi depozitate în condiții de siguranță la nivelul instituției prefectului, urmând ca în data de 10 iunie să fie predate către președinții circumscripțiilor electorale de la Siminicea și Iacobei. De asemenea, pe 6 iunie, județul Suceava este programat pentru a intra în posesia celorlalte materiale electorale. Pe data de 6 suntem programați să ridicăm ștampilele, timbrele, autocolante și plicurile de la Râmnicu Vâlcea și în speț din București, astfel încât tot pe data de 10 iunie să le putem preda către circumscripțiile electorale în vederea desfășurării alegerilor. Tot astăzi are loc o întâlnire cu reprezentanții autorității electorale permanente pentru a stabili în continuare activitățile care și a face o monitorizare a activităților întreprinse până acum. În paralel se desfășoară campania electorală și le urăm succes tuturor candidaților înscriși în cursa electorală.